Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit la o nouă rețetă. Astăzi vă arăt o rețetă foarte, foarte gustoasă, foarte simplă și foarte tradițională. Ce mâncam noi când eram copil și o mâncam, să credeți, foarte des. În ziua de astăzi nu prea am văzut să mai facă lumea, dar eu astăzi o să încerc să fac, să vedeți ce bunătate. Haideți să vă arăt ingredientele, de ce avem nevoie, și să vă spun despre ce este vorba. Este vorba despre pogăcele cu cartofi. Haideți să vă arăt ingredientele. Cum bine știți, noi nu prea avem nevoie de foarte multe ingrediente să facem ceva delicios. Și anume, avem nevoie de cartofi piure, care eu am făcut cartof și mie m-a rămas și am zis că uitați cât cartof m-a rămas, cum să arunc. Și atunci am adus aminte că asta ne făcea bunica mea nouă când eram noi copii, bogăcele cu cartof. Vai, Doamne, n-am mai mâncat de, nu mai țin minte de când, să știți. Și astăzi m-am gândit să vă fac și eu și să vi-l arăt, să vedeți cât e de simplă și cât e de bună. Avem nevoie, acum eu am avut 1 kg de cartofi, dar am mai mâncat din ea, să zic că au rămas vreo 600, 500, 600, n-am cântărit-o, sincer. Deci avem vreo 500 de cartofi piure, nu știu cât făină o să folosim. Și cum v-am spus, e o mâncare foarte, foarte delicioasă și foarte simplă de făcut. Când eram noi copii, o mâncam foarte des, că o făcea bunica mea. Și încă ceva vreau să vă spun, se poate face în două variante. Se poate frige în ulei sau se poate face în cuptor. Noi de data asta o să facem în cuptor și puteți să o numiți și de post, că nu băgăm ouă. Deci se poate, dar noi nu băgăm, ca să fie de post. Așa că avem aici vreo 600 de grame de cartofi piure. O să folosim în jur de 600 de grame, jumate-jumate, de făină. Avem aici 100 de mililitri de ulei. Avem sare, un praf de sare ne trebuie neapărat. Avem chimen nu trebuie să lipsească, că ăsta e de gustul cel mai bun. Și bineînțeles, drojdie uscată, care are 10 grame are, da. Un praf de drojdie. Deci cam atât avem nevoie și trebuie și să dospească, ca să știți. Deci acum cartofii am fiert, am topșit, lăsăm să se răci deja și acum să vedeți cum procedăm. Deci avem cartofii, punem peste cartof, punem drojdia uscată, nu e neapărat să o dizolvăm, că nu mai punem lichid, uitați. Punem chimen după gust, dacă nu vă place, dar vă spun sincer, chimenul dă tot gustul, credeți-mă pe cuvânt, puneți o linguriță. Și puteți să folosiți, dacă vă place foarte mult, și peste, că noi o să folosim. Punem și un praf de sare, tot așa o linguriță de sare. Deci la cartof să pune sare, chimen, drojdie și făina. Și la urmă frământăm cu ulei. Și acum pun făină, dar nu pun totodată, punem așa pe rând să vedem cât ia. V-am spus, ar trebui să iei jumate-jumate. Și acum uitați, amestecăm. Nu punem ou, la rețeta originală se pune ou, dar noi vrem să facem aceste pogăcele de cartofi de post, pentru că suntem încă în postul Paștelui. Așa că v-am arătat o variantă de post care e foarte delicioasă, nu necesită multe ingrediente. Așa că vă invităm să o încercați și dumneavoastră. Să face cu ingredientele ce aveți acasă. Dacă cumva ați făcut un cartof și v-a rămas ceva, imediat o preparați și să vedeți ce minunăție iese din ea. Deci, aceasta este o rețetă veche, de pe vremea bunicilor, a străbunicilor. Și încă ceva, dacă vă place piperat, puneți piper. Mihai nu poate să mănânce cu piper și noi nu o să punem piper, dar dacă vă place piperul, că ăsta o să fie un aluat nu dulce, sărat. Și atunci foarte bine mere piperul.
Da, noi, din cauza lui Mihai. Da, tot timpul, la fiecare videoclip repeți chestia asta. Cred că știe lumea, mami, deja ajunge. Mihai e vinovat. Pricina piperului, ca să știți. Că o zic fata, că tot timpul spun că tatei. Păi tatei e vinovat că el nu mâncă piper și din cauza lui să nu-i facem rău. Vă spun sincer, mie îmi place piperul. Doamne. Sincer, la orice mâncare. Ați văzut înainte, eu foloseam foarte mult piper și atunci... Poate eu am făcut ceva rău, că am folosit mult piper și atunci Mihai acum m-a zis, dacă mai pui piper, eu nu mai mânc. Și atunci gândiți-vă, nu pot să fac lucrul ăsta, să fac mâncare și el să nu mănce. Nu se poate. Și atunci renunțăm la piper. Și vă arăt acum făina, vedeți? Uitați-vă aici. Deci am pus vreo 500 de grame de făină. Ați văzut? N-am pus nicio picătură de apă, nimic. N-am pus decât ce au luat cartofii. Deci cartofi, făină, cam 1 la 1 aproximativ. Acum depinde și de cartofi, cât sunt de apoși, depinde și de calitatea făinii. Important e să se formeze acel aluat de care avem nevoie. Și o să vă arate mama imediat, da. Cum trebuie să mai arate. Un pic să luăm făina ce avem aici tot și după aia mai frământăm un pic și cu ulei și să vedeți cum lăsăm noi la dospit un pic. Trebuie să lucră și drojdele. Uitați, ia deja să facem un aluat foarte, foarte, uitați, vedeți? Dar o să mai frământ foarte puțin, că mai avem acolo din jos un pic de făină. Mai am și pămână, vreau să mă curăț pămână. Scrieți-ne în comentarii dacă vă plac povecelele sau turtele de cartofi, cum se mai spun. Noi nu spunem așa turte. Noi spunem povecele cu cartofi, dar în alte părți se spun turte, bănuiesc. Da, sunt fel și fel. Depinde de zona, de ăsta. Dar v-am spus sincer, deci noi așa spunem. Ați văzut, eu am pe canal și povecele cu varză, am exact. Cu cașcaval, cu jumăr, cu de toate avem. Chiar vă invităm, dacă doriți, da. Să vă uitați, de exemplu, căutați povecele cu jumăr, povecele cu... telemea, pogăcele cu varză. Scrieți în căutare pe YouTube pogăcele cu jumăr, virgulă, rețete simple Margaret. Și o să găsiți rețeta mamei. Vă asigurăm că este una absolut delicioasă, care merită încercată. Da, foarte bune. Da, și uitați-vă aici. N-am pus nicio picătură de apă, nicio picătură de ulei. Uitați ce aluat fain avem deja. Dar eu... O să mai pun un strop de ulei, că musai, trebuie ulei, chiar are nevoie. Deci punem un pic de ulei, nu tot, o să punem așa puțin, un deget, și mai frământăm foarte bine. Uitați. Deci în final s-ar putea să nu folosim toți cei 100 de ml de ulei, în funcție de cât necesită aluatul. O să vă spunem la final cam cât am folosit. Vedeți ce aluat fain să face. Cum am spus, trebuie lăsat la crescut, ca asta trebuie să dubleze volumul. Ma, nu e suficient de cald la noi, o să, poate o să stăm o oră, că mai pun un pic. Și asta mă lăsăm. De asemenea, vă invităm să apăsați butonul de like, ne ajută foarte mult ca acest videoclip să ajungă la cât mai multe persoane. Lăsați-ne un comentariu ca de fiecare dată și abonați-vă la canalul Rețete Simple Margaret dacă încă nu ați făcut-o, pentru că în statistici am văzut că peste 60% din cei care ne urmăresc videoclipurile încă nu s-au abonat. Abonamentul este gratuit, nu vă costă absolut nimic, pur și simplu apăsați butonul de abonare sau subscribe, depinde în ce limbă aveți setat YouTube-ul, apăsați clopoțelul și veți fi notificați de fiecare dată când postăm un videoclip nou. De asemenea, veți intra în comunitatea noastră super frumoasă și binecuvântată de Dumnezeu, adică Rețete Simple Margaret, unde vă așteptăm cu drag. Deci trebuie să fie un aluat moale, nu o să mai frământăm foarte mult, că nu e nevoie de frământare. Important să primim un aluat așa,
foarte, deci nu-i moale nici tare. Deci un aluat potrivit, dar mai mult, vedeți, dacă dați seama, mai mult cartof decât făină. Am folosit 500 de grame de făină numai și am avut 6 de cartof. Așa că aluatul este foarte fain. Am și frământat un pic ulei. Acum ulei o lăsăm... cam 50 de da, mililitri. Jumate. Vedeți, am pus nu mai mult, dar o să mai avem nevoie după ce rupem de ulei puțin, dar o să vedeți asta pe parcurs. Deci eu acum o acopăr și o să las la crescut. Și eu mă spăl pe mână și o să revenim după ce a crescut aluatul. Lăsăm la dospit. Cum se vede, s-a crescut aluatul nostru, s-a dublat volumul. Acum am mai putea să mai stăm să crească, dar nu mai stăm. Voi dacă aveți timp, mai țineți că ea mai crește. Da, dacă punem și în cuptor, ea crește și în cuptor. Așa că acum o să scoatem pe planșeul ăsta și o să le rupem. Uite, l-am dus modelul. Puteți să, o, dacă aveți formă, rupeți cu formă. Dacă nu, tăiați cu paharul. Cu ce aveți la îndemână? Noi o să ducem formă. Am pus făină pe planșeu, golim din blid. Ea o să iasă foarte... ușor, ați văzut? Bine arată. Luăm de aici făina, că este destul. Și, bineînțeles, o să le întindem finuț de la mijloc către margină, dar nu foarte subțire, să știți. Foarte, cam așa, grosime de 1 cm, 1.5 cm, cam așa. Și vă arăt imediat să fie egal. Cam așa. Deci, nu poate subține. Atât. Acum ce facem? Eu am ales o formă de floare. Asta o ales-o Miriam, avem și altă formă, dar cu asta e și mare și floare. Și uitați-vă aici, așa, le rupem. Așa o să arată, sub formă de floare. Dar v-am spus, nu-i musai cu forma să o tăiați, puteți să o tăiați cu o cană. Uitați-vă aici ce fain să taie, vedeți? Așa se taie. Acum mai o să rămână surplusuri la margine, dar aia nicio problemă, că facem o biluță și o să... Nu prea e floare forma asta, da? Așa, așa arată forma acum, ce să facem? Uitați. Așa. Deci puteți, v-am spus, rupeți cu paharul să vă fie cât de rotundă. Acum a noastră nu e rotundă, a noastră are colțuri, vedeți? Așa. Poftim. O să ne rămână, v-am spus, și surplusuri care le strângem și o să le facem așa. Ați văzut că nu mai folosesc făină, că nu se lipește. Uitați-vă aici. Așa. Și așa procedăm până gătăm tot. Și acum vă arăt ceva după ce am rupt. Vedeți? E ruptă. Uite. Ce rămâne o facem așa rotund și aplatisăm așa cum ăla. Și asta și asta punem la urmă. Acum vreau să vă arăt. Luăm tava care eu deja am pregătit-o cu foaie de copt și uitați, punem deja în tepsie. Lăsăm un pic de distanță între ei și le punem așa din capăt până în capăt. Lăsăm puțin distanță. Acum facem în așa fel să intră tot.
mai rupem și aia și să vedem cum aranjăm și asta. Băgăm, uitați aici. Ne cerem scuze pentru forma lor neregulată, dar asta e forma pe care Miriam a ales-o, mama a găsit-o și atunci, na. Dar e forma frumoasă, ce are? Dar nu e nicio formă, nu știu ce formă, nu-mi dau seama. Floare nu e. Păi, dar ce nu știu, habar n-am, dă să filmăm, las-o jos. Las-o jos. Na, na, ziceți voi, ce formă e asta? De niciun fel. Da, o ții, așa, invers, așa trebuie să o ții, mame. Da, așa. Ce să facem? Ne descurcăm cu ce avem. Dumneavoastră folosiți o formă mai bună sau ce aveți la îndemână. Dar o să vedeți că o să iasă foarte faine, pufoase, gustoase. Da, acum aia a crescut, fain. Am spus, marginile le strângeți și să poate face cum am arătat. Uitați. Așa. Vedeți? Așa. Și tot așa continuăm până sunt gata toate. Nu mai avem mult. Uitați-vă aici. Asta trebuie luat, colțurile. Acum le punem în tavă. Sperăm să ne încapă toate. Pe ideea, le pun un pic mai înghesuit, vedeți? Ca să ne închepe. Și o să le dăm cu ou și cu chimen deasupra. Arată și mai bine și dă și o savoare bună. Așa că chiar vă invităm. Să știți că nu intră. Nu, pe atunci nu mai le înghesui, că n-are rost dacă nu intră, mami. Da. Nu intră. Nu are rost să pun că nu intră. Mai facem o tavă mai mică. Da, deci, mai facem o tăviță mai mică. Pus hârtie de copt. Ce să facem dacă nu ne-a intrat? Punem pe acestea. Și asta o fi plin, plin. Da, păi la fix, am zis că mai trebuie o tavă. Să fac loc, să le bag. Uitați, ați văzut? Și acum ce facem? Am pus-o în tavă, punem un pic de ou bătut. Ou peste, așa. Le munți bine deasupra. Da. Și acum luăm puțin, cât vă place. Dacă vă place mai mult, puneți mai mult. Dacă vă place, cum vă place. Sau dacă nu vă place, să nu puneți deloc. Că nu e obligatoriu, numai dacă vă place. Deci se poate și fără chimen, credeți-mă. Puneți sămânță de susan sau... Și tu ai susan. Și eu am, da. Mie îmi place cu chimen. Chiar e bun. Da, uitați-vă aici ce bine arată. Deci asta este povăceaua noastră de cartofi. Bine, ea nu e rotundă, dar nu trebuie să fie rotundă. Nu contează. Puteți să rupeți cu o cană, puteți să faceți cu ce vreți. Am ales așa, nici floare, cum o zis, nu am nimic. Bună-i. Nu aspectul contează, gustul. Și acum mai avem, punem aia, mai avem și asta. Tava asta mare, ați văzut că ne-a ieșit foarte mult, ne-a ieșit, uitați, așa, ungem foarte bine cu ou, să vedeți ce culoare frumoasă primește de la ou, extraordinar, cum să vedeți, și introducem în cuptorul preîncălzit. Asta trebuie lăsat în jur de 35 de minute, 30-35 de minute. Dar o să pun la 170.
și lăsăm vreo 35 de minute să crească frumos, să scoarcă foarte bine, că ăsta este aluat și durează un pic mai mult, un pic mai mult, deci 30-35 de minute. Mă depinde și de cuptor și... Na, acum voi lăsați până să facem. După cum vedeți, am pus tot ou, să nu rămână. Ce e asta? Un ou? Pătrunjel, mami, lasă, n-are nimic. Stai să luăm, totuși. Uitați. Dar de unde a ajuns pătrunjel? Păi am avut la cartof. N-are voie ce să caută, nu? Dacă vrei, puteam să punem și ceapă verde, dacă... Da, era fain. Da. Deci în compoziția de cartofi piure. Compoziție, da. Uh-huh. Foarte bun era. Acum e bun și așa o să putem să facem unde ia o salată, să mâncăm așa. Vezi cât de așa bine arată și... turtele noastre cu cartofi, bogăcelele noastre cu cartofi. Nu punem mai mult, ajunge. Deci uitați-vă aici, dragii mei, ce fain arată. Deci e dată bine cu ou. Acum cuptorul e încălzit, v-am spus, o punem în cuptor la 170, timp de 30-35 de minute. O lăsăm până se luminește bine și când e gata revenim cu finalul. Dragii mei, am scos și pogăcelele. Uitați-vă aici ce bine arată, la ce fain miroasă, Doamne. Nu vreți să simțiți cum miroasă, e fierbinte, atât ai de faină. Și uitați, e fierbinte, dar s-a făcut și din jos. Uitați ce fain s-a făcut din jos. Vreau să vă rup una. Uitați, vedeți că iese abur, este nemaipomenit, să vedeți și cartofii, uitați, este foarte, foarte bun, mai ales să miroasă chimenul și are un gust. Nemaipomenit. Dragii mei, o să le scoatem de aici. Și am pregătit o parfurie mică. Și uitați-vă aici ce faine. Să le punem pe tavă. Spus, dragii mei, asta este rezultatul final. Așa arată. Gustul, nu se discută, este extraordinar. Are o aromă, un gust nemaipomenit și sățios, așa, te saturi. Deci mâncați 2-3 din asta, nu vă mai trebuie mâncare, nu vă mai trebuie nimic, sunteți sătul, credeți-mă pe cuvânt. Așa că, dragii mei, așa arată pogăceaua noastră, care v-am spus, se poate prăji și în ulei. Dacă trage ulei și e mai grea la stomac, e mai bine să faceți la cuptor, că nu e așa uns, dar arată nemaipomenit, are un aromă foarte, foarte bună de la chimen. Nu ratați dacă vă place chimenul, că nu știți ce pierdeți. Așa, și dacă încă ceva, v-am spus, dacă vreți, puneți piper și un pic de ceapă verde. Doamne, că e o bunătate nemaipomenită. Când o să mai îmi rămână cartof, o să mai vă fac așa, cu ceapă verde, să vedeți ce bună lui. Așa că cam atât am avut noi de arătat. Deci este o rețetă, v-am arătat, foarte rapidă, foarte gustoasă și cam așa arată. Nu rămâne decât să vă invit la masă, să mâncați cu noi câte o pogăcea din asta cu cartofi și să vă urez poftă bună și să vă spun la revedere! La revedere! Aici.